Dragi telespectatori, sunt nerăbdătoare să vă fac cunoștință cu oaspetele de astăzi a emisiunii Bomondă. Bună ziua, Victoria! Bine te-am găsit, draga! Bine ai venit la noi! Bine te-am găsit, de fapt, că noi suntem două, că de fiecare dată! Ne bucurăm! I-am făcut cofura lui Laila, în special astăzi, pentru emisiune. Ca să fie și ea... sunteți la culoare, ambele. Da, să știi că are câteva rochițe speciale în toate culorile pe care le-am eu și Valeria. Pentru că dacă o luăm cu noi, uite, e mai și zgâriat, așa e, cu, are grijă de să-mi facă masaj. Gata, Leluța, hai, stăm aici, ne uităm la televizor, uite acolo. Victoria, aș vrea să ne povestești despre ultima ta realizare pe proiectul Vichilu. Inima la doi, o realizare frumoasă pe care vreau să împărtăși. Cum a venit ideea? Cu cine ai lucrat de această dată? Să afle și telespectatorii noștri. Să știi că ideea proiectului Vichilu a venit acum ceva ani și cel care a dat denumirea acestui proiect Vichilu a fost Ian Onică, pentru că el mi-a făcut prima melodie dumă cu jucătorul, după aia a venit o altă melodie cu un alt interpret tânăr în ceasul serii, care a dispărut și nu pot să-i dau nume pentru că nu mai știu pe unde este. După aia a venit melodia și prima noastră colaborare cu Smoli, Vitalie Catană, care mi-a scris Devine este vara, o melodie care a prins foarte ușor și foarte repede și mă bucur că lumea o cântă deja cu mine și mulți se simt acolo îndrăgostiți în acea nebună vară și dar frumoasă. Și o altă melodie, O inimă la doi, pe care am vrut să o dedic în primul rând inimii mele, pentru că îți dai seama că dacă inima te iubește, atunci fiecare simte acest lucru și se simte și el în acea atmosferă. La fel am fost cu Vitale pentru că am semnat cu el un contract ca să realizăm în fiecare trimestru câte o melodie și atunci când am lansat melodia O inimă la doi a venit în primăvară. Am zis că deja spre sfârșit de vară o să vin cu o altă melodie la fel de frumoasă, una foarte, foarte interesantă. Deci nu va fi O inimă la doi melodie pe care o vei interpreta în cadrul spectacolului Parada Noutăților Muzicale, organizat de Busuioc TV. Va fi cealaltă? Sau încă nu ai decis care va fi melodia? Nu știu, draga mea, care va fi, pentru că o să fie câteva melodii. Din proiectul Vichilu am zis că o să lansez o dată la 3 luni câte o melodie frumoasă și melodii care vor fi de dragoste și dansante. Sper să alegeți voi atunci, de când vom ajunge în spectacol, pentru că și toamna o să lansez o melodie. Așa oricum, că... toate melodiile tale sunt foarte frumoase și care prind la public. Eu mi-aș dori foarte mult, am zis și mi-am propus mie pentru fiecare melodie să filmeze câte un videoclip, doar că văd că proiectele au fost atât de multe și am fost atât de supraîncărcate și din păcate noi nu suntem... Și supra-solicitată, aș zice eu, că ești foarte activă. Da, sunt și foarte activă și uneori am nevoie de un pic de odihnă ca să-mi încarc bateriile, pentru că în moment când sunt evenimentele foarte multe și tu nu reușești să-ți revii, nici starea aceasta de, cum să zic eu, de euforie, așa că trebuie să filmezi ceva, nu-ți vine, pentru că trebuie să găsești echipa, după aia trebuie să stai să montezi, trebuie să găsești locurile, știi cum se face acest lucru. Și cred că de aici a venit și ideea, ca Victoria, să meargă la țară să-și reîncarce bateriile, fiindcă am aflat că te-ai mutat la țară. Deci cu totul sau temporar? De fapt o să fiu, cred că 3 anotimpuri o să fiu la țară și o să vin și o să cânt la oraș. Dacă până acum eram la oraș, mergeam și îmi făceam concertele la țară, acum sunt mai mult acolo și vreau să vă zic că chiar nu m-am gândit că o să-mi placă atât de mult.
Pentru că imediat ce încerc să fac ceva, în primul rând că nu pot să dorm mai mult de ora 5, pentru că la ora 5 deja aud păsările la geamul meu și știu cum așteaptă să le cânt, pentru că eu dimineața când îmi beau cafea, după ce mă rog și stau și cânt așa la terasă, ușor, 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 încep, ele încearcă să întreacă cu mine. Și m-am prins la idee că, indiferent ce nu aș face acolo, îmi vine câte o muză la un vers. Și m-am prins deja că am câteva melodii de muzică populară pe care o să le lansez. Totuși acolo vine inspirația. Acolo vine muză. Inspirația, floarea din grădina mamei, pentru că mama mea iubea foarte mult florile și am zis că o să am o grădinuță unde o să fie numai flori de care îi plăcea mamei mele. Și asta mă gândesc Victorița, eu să... fiindcă nu am vrut să ating latura asta sensibilă a sufletului tău, fiindcă știu că o ai. Întotdeauna nu este o plăcere să vorbești despre trecut, dar aș vrea totuși să ne detașăm de la proiectul Vicky Lu și să mergem la Victoria Lungu, pe care o reprezinți iarăși tu, și să ne vorbești despre frumoasa colaborare și despre frumoasa ta realizare la Poarta Părinților, care este ca o bijuterie în repertoriul tău. Mulțumesc. Una foarte frumoasă și una care atinge foarte multe suflete. Mulțumesc în primul rând. Vreau să zic, Lidiana, eu ca interpret de muzică ușoară, sincer, acum cu mâna pe inimă, niciodată nu m-am gândit că cântecul meu de muzică populară o să prind atât de mult la public. Dar mi-am dat răspuns. De ce? Atunci când eram eu micuță și cântam, mama mă punea pe scaunel și eu cântam, și atunci când am început eu să fac muzică populară cu festivalurile de unde și până unde, m-a dus viața, pentru că eu nu mi-am dorit niciodată să cânt muzică ușoară. Venind de la țară, îți dai seama că cântam muzică populară și evident gândul meu a fost să fac muzică populară. Așa m-a dus, pentru că cred că bunul Dumnezeu știe mai bine care este drumul nostru. Dar dorința cea mare a mamei mele a fost să cânt muzică populară. Și mereu îmi spunea, uite, vezi ce muzică frumoasă cântă interpreta cu tare sau ce melodie frumoasă. De ce nu faci și tu un cântec de muzică populară? Eu m-am ambiționat după acea tragedie care s-a întâmplat cu mine, cu acel accident, și am lansat melodia Fiorul, pe care am compus-o eu, pe versurile lui Ion Chiriac. Și acea piesă atât de frumos a fost primită de public, și eu cu broboada aia în cap și desculță, să mai continui. Și lumea a început să-mi spună, măi, Victoria, de ce nu faci muzică populară? De ce nu faci muzică populară? După aia s-a născut melodia Doar o fată mă amară, pe care mi-a compus-o Doinița Arsene. Iarăși o realizare extraordinară. Extraordinară, frumoasă. Care a luat atâtea plusuri și atâtea mame s-au revăzut în acel videoclip alături de copila lor și mi-am zis, măi, să știi că e ok. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama mea și nu a mai fost. Și atunci am zis că gata, nu mai fac muzică, gata, mă retrag la mănăstire, nu mai vreau să fac nimic. Și cred că eu sunt o norocoasă, pentru că bunul Dumnezeu îmi dă oameni buni în fața mea. Când am vorbit cu Radmila Popovici într-o seară și plângeam și spuneam, zic, știi, am revenit la cele 9 zile acasă și am găsit poarta la... și un lacăt la poartă și plângeam, tare plângeam și spuneam, zic, tu nu-ți închipui ce înseamnă asta, tu nu-ți închipui. Și ea spune, trebuie să cânți un cântec, trebuie să îți fac un vers. Eu zic, te rog foarte mult. Și pe la 3 noaptea m-a sunat și a zis, ascultă. Plângea ea de acolo, plângeam eu de aici. Și s-a născut melodia la textul la Poarta Părinților, după aia l-am dat lui Oleg Baraliu, care a făcut acea melodie superbă, pentru care le mulțumesc ambelor autori. Și uite, așa a apărut și toate celelalte melodii, pentru că m-am dat seama că eu trebuie să-mi cânt viața, pentru că cel mai frumos este atunci când un artist își povestește viața prin versuri și prin cântec. Foarte frumos, atât de sensibil și atât de emoționant, că este foarte greu, într-adevăr, chiar acum când povestești, să-ți reții lacrimile.
Încercăm totuși să o facem. Na, noi suntem, noi am învățat de a fi artiști și noi având viața noastră în afara scenei, trebuie de fiecare dată să știi să te mobilizezi, să mergi în fața publicului, să știi să-i faci să gândească pozitiv. Eu atunci când vin în scenă și vin și cu muzică ușoară și cu muzică populară, le fac niște transferuri de duș, știi? Rece, cald, fierbinte, da, da. Rece, cald, pentru că vin foarte pozitiv în scenă cu melodia Viață, Viață, după aia încep să le povestesc drumul meu, parcursul meu, pe unde am ajuns, de câți ani sunt în scenă și povestindu-le trec cu lacrimi, după aia zâmbesc, după aia le cânt, toată lumea plânge cu mine, râde cu mine, dansează cu mine și îmi dau seama că asta este cea mai frumoasă terapie a unui om. Pentru că decât să mergi la un psiholog, mai bine mergi la un concert, la un artist care îți place, da. Și atunci ai o oră de psihologie din asta care ești acolo și eu spun, oameni buni, uitați-vă la mine, dacă eu am reușit să merg contra naturii, pentru că bunul Dumnezeu mi-a dat mâna și m-a ridicat atunci când toți doctorii au zis că nu o să merg niciodată. Atunci când tatăl meu a decedat în mâinile mele, atunci când mama mea a decedat pe umerii mei și eu sunt pozitivă și am puteri și vin în fața voastră și vă cânt. De ce voi nu puteți? Pentru că viața atât este de frumoasă, noi trebuie să-i mulțumim. Și fiecare are tragedia lui în viață și fiecare are o poveste, pentru că tu ai povestea ta, voi de acasă aveți povestea voastră, fiecare avem părinți pe care îi pierdem, doar că noi fiind artiști, ducem asta publicul și îi cunosc. Dar trăind alături de mine, ei retrăiesc acele clipe pe care le au și eu. Asta vreau să fac în viața mea, dacă e menirea, să-i învăț pe oameni să-și iubească viața. Și această viață unică, deosebită, și să nu se plângă, of, m-am trezit, nu am reușit să mă odihnesc, nu am reușit să fac... Oameni buni, dacă îți dorești ceva cu adevărat, toate le faci. Toate absolut le faci și le reușești. Deci, Victorița, noi îți mulțumim foarte mult de încurajare pentru noi și pentru publicul nostru și îți mulțumim că ai venit la noi cu această Laila. Laila, ea este Laila. Ea este deja bucureșteancă pentru că a plecat la București și eu mi-am luat la țară un alt câine. Este prietenul meu, Boss. Boss! O să pun și primele poze cu el de la țară, de acolo, pentru că uite așa este de mare, are 2 luni, dar e un băiat extraordinar și ușor, ușor, când o să mai am eu așa starea asta de bine, o să filmez cei ce se întâmplă la poarta părinților, pentru că deja lacătul nu mai este încuiat, poarta se deschide, îmi vin prieteni, e frumos, cum a fost rezolvat acest mister și acest... Deci eu cred că pe undeva chiar piesa pe care ai făcut-o te-a deblocat pe undeva, da, 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 ca da, da. Să poți totuși intra pe poarta părinților, să poți chiar să profiți de aerul de acolo, de liniștea, de pentru a realiza noi melodii și pentru a le aduce publicului larg care le așteaptă cu atâta nesați. Și eu cred că pe undeva mama ta de acolo, de sus, uite, este mândră de tine. Uite, acest lucru vreau să zic, că povestesc celor de acasă, îmi zic, măi, dar cum stai tu acolo la țară singură? Știi că eu stau pe malul râului Răut. Și îți dai seama, e bez de noaptea. Și eu îi spun, da, știți de ce? Pentru că eu în fiecare seară stau cu mama la sfat. Cum cu mama? Eu zic, da, pentru că ei este lângă mine și taică meu și eu îi simt, adică eu nu vorbesc în sensul că ei nu sunt, ei sunt lângă mine, eu îi simt, eu stau cu ea la masă, merg ca să vezi, vă mai spun un lucru foarte important, ceea ce mă face pe mine să stau așa pozitiv. Eu merg la mormântul părinților și pun piesele mele și cânt mamei. Toate melodiile de muzică populară, îi le cânt, îi vorbesc, îi plâng și zic, uite, mame, dacă tu n-ai fost la concertul meu, eu ți-aduc concertul aici, știi? Super. Și asta e foarte, foarte frumos, să-ți menții părinții vii aici, să, da, și dacă îi simți, îți dai seama că ei îmi dau putere. Și asta și vreau. Și împarți cu ei realizările tale și noi îți dorim realizări cât mai frumoase. Așteptăm și videoclipuri la noile tale melodii. Și de muzică populară. Și de muzică populară. Și cu foarte multe și așteptăm cu drag să le împărțim împreună cu publicul nostru. Mulțumesc, Liliana. Și Victorița, din suflet, îți mulțumesc că ai venit și la noi. Mulțumesc și invit toți telespectatorii. Eu
chiar dacă e prea departe spectacolul nostru, Parada Noutăților Muzicale, dar Victorița este una din invitații noștri, deci veniți să o vedeți încă o dată pe Victoria Lungu în scenă. Și cu siguranță proiectul Vichelu va aduce noi imagini, ceva foarte frumos, că știi că eu în proiectul Vichelu sunt absolut diferit. Păi de asta suntem siguri, nici nu avem dubii, nu suntem la îndoială. O altă Victoria Lungu decât cea pe care o cunoașteți. Păi de fiecare dată ești alta. Este foarte super, îți mulțumim, Victorița, și noi realizări, noi succes. O vară frumoasă și vouă!